Știi că încântat. Încântat. Sunt absolut încântat. Marius Pavel, Florin Radiocioiu, Beni Megrevili, director de les acadèmies del Barça de tot el món. Domnul Florin Răduceu, domnul Beni, care este președintele Academiei Barcelona din întreaga lume. Marius Pavel, domnul care ne ajută să ne prezinte. Traductora, mi-aș zis că haga el speech în castellano. Și eu, traducătoarea, am convenit să aibă discursul acesta în limba spaniolă. Primero de todo, pero disculpar porque no hablo rumano. No hablo en primul rumano. Și în primul rând vreau să-mi cer scuze că nu vorbesc românește. Me gustaría mucho hablar en rumano porque es más directo. Y me habéis llegado al corazón todos. Mi-ar fi plăcut foarte mult să vorbesc în românește pentru că mi-ați ajuns direct la inimă absolut toți. Es un privilegio ser presidente del Barça. Pentru mine faptul că sunt președinte al clubului Barça este un adevărat privilegiu. Y es en estos momentos cuando verdaderamente sientes la importancia de lo que es el Barça. Și într-adevăr în momente ca acesta simți într-adevăr importanța a tot ceea ce reprezintă Barça. Gracias Marius. Mulțumesc Marius. Por hacer posible, pentru că ai făcut posibil que hoy inauguremos la primera academia del Barça en Rumanía. Ai făcut posibil inaugurarea astăzi a primului club Barça în România. También Florin, sin ti no sería posible. La porque la gente de fútbol sois los que... Fără tine acest lucru nu ar fi fost posibil și fără oamenii din fotbal. Además Florin ha tenido la deferencia de dirigirse en nuestra lengua también, el que es el catalán, y me he sentido como en casa. Muchas gracias por hacerme sentir tan bien. Florin a avut plăcerea să vorbească în catalană, așa că m-am simțit fix ca acasă. Dejarme hacer una mención a una persona que es el ex seleccionador nacional de Rumanía, el mítico Jordanescu, yo creo que estás aquí. Vreau de asemenea să pomenesc pe domnul Jordanescu, care probabil este aici, l-am văzut mai devreme. Rumanía ha tenido grandes... Seleccionerul echipei naționale. Rumanía es un país de fútbol, con grandes jugadores de fútbol. Y es una referencia en el fútbol. Enhorabuena. Persoana dânsului reprezintă un punct de referință în fotbal, cu atât mai mult cu cât România este o țară a fotbalului și are foarte mulți jucători mari. Otras de las personas que hacen posible que estemos aquí son la delegación del Fútbol Club Barcelona y nuestros entrenadores y formadores que vendrán aquí a formar a todos estos niños y niñas. De la Barcelona, în cadrul Academiei noastre, a antrenorilor și a formatorilor, toți aceștia vor veni aici să vă ajute și să vă sprijine. Marius a dicho que había muchos requisitos para hacer una academia. Marius a menționat mai devreme faptul că sunt multe cerințe de îndeplinit pentru a forma, pentru a crea o academie Barça. Sí, Marius, es verdad, porque para nosotros... Și așa este, Marius. Es como dejar a nuestro hijo en manos de una persona. Noi cum vedem treaba asta, ca și cum ne-am lăsat copilul pe mâna altcuiva. O sea que dice mucho de ti que nosotros pues hayamos visto en ti la persona adecuada para hacer una academia en Rumanía. Așa că faptul că noi am văzut în tine o persoană potrivită pentru a face această academie în România înseamnă foarte mult. Luego veo aquí a los niños y a las niñas muy disciplinados, muy bien uniformados. Mă uit aici la copii, la băieți și la fete și văd foarte cuminți, foarte frumoși în uniformele lor. Los valores son muy importantes, la disciplina es fundamental en el fútbol. Valorile sunt foarte importante și mai ales disciplina este foarte importantă în fotbal. También quiero agradecer a las familias. Și vreau să mulțumesc și familiilor copiilor. Hoy he tenido la oportunidad en Barcelona de asistir a un acto que Andrés Iniesta
Astăzi, în Barcelona, am avut ocazia să... Conoceți Andrés Iniesta? Vă acordați? Îl cunoașteți pe Andrés Iniesta? Andrés Iniesta es un jugador paradigma de la masía del Barça, de las academias del Barça. Acest Andrés Iniesta este un jucător paradigma în cadrul Barça. Y él ha explicado și ce a făcut el, a explicat que estaba muy agradecido a sus padres por el sacrificio que habían hecho. Faptul că a explicat faptul că este foarte recunoscător părinților pentru sacrificiile pe care le-au făcut. Para que él pudiera ser pudiera cumplir su sueño, que era ser futbolista del Barça. Ca să-și poată îndeplini el visul de a deveni fotbalist în cadrul Barça. Bueno, mirad, desde el Barça estamos muy excitados con la Academia del Barça en Rumanía. Noi, cei din Barcelona, suntem foarte încântați și nerăbdători în ceea ce privește Academia Barça în România. Porque la inauguramos hoy y para nosotros este año es un año muy emblemático, muy... Es una se celebrará la efeméride del que el Barça cumplirá 125 años de historia el 29 de noviembre. Și pentru noi este foarte emoționant și foarte plin de semnificații acest an, în special pentru că pe data de 29 noiembrie clubul Barça va împlini 125 de ani. Ce avem noi de gând cu această academie? Este la gente joven forme parte del deporte. Vrem ca tineretul, copiii, să facă parte din sport, să fie implicați în sport. Evidentemente, el fútbol. Și, bineînțeles, în fotbal. Y también que conozcan, lo ha dicho, creo que ha sido Florin, que conozcan nuestro estilo genuino de jugar al fútbol. Și, așa cum a spus și Florin, vrem ca acești copii să cunoască adevăratul nostru stil de a juca fotbal. Que lo aprendan, que lo interioricen. Vrem y que lo implementen. Acești copii să îl învețe, să și-l asume și să îl demonstreze. Este estilo genuino de jugar al fútbol. Această modalitate adevărată, reală de a juca fotbal. Hace al Fútbol Club Barcelona reconocible en su forma de jugar. Este elementul care face ca Fútbol Club Barcelona să fie recunoscut oriunde în lume prin stilul propriu de joc. Y nosotros estamos muy orgullosos. Și noi suntem foarte mândri de treaba asta. De este estilo. Es el estilo de Pedri, de Lamine Yamal, de Gavi, de Fermín, de Valdé, de tantos y tantos jugadores que han venido en la Masía y que han aprendido. Este estilul acestor mari jucători precum Javi și alții care au venit și au învățat. Cubarsí también. Cubarsí, iarăși un alt exemplu de mari jucători. Todos ellos han aprendido el mismo sistema que aprenderán estos chicos y chicas aquí en la academia. Au învățat exact stilul pe care îl vor învăța acești copii în cadrul academiei de aici. Lo que también deseamos desde el Fútbol Club Barcelona. Noi cei de la Fútbol Club Barcelona ne mai dorim încă un lucru. Es que los chicos y chicas que estarán entrenados aquí en la Academia del Barça en Rumanía, en Bucarest. Băieții și fetele care vor fi antrenați, se vor antrena în cadrul Academiei Barça din București. Puedan participar en el International Tournament. Vrem ca ei să participe la turneul internațional que organiza el Fútbol Club Barcelona cada año. Organizat în fiecare an de Fútbol Club Barcelona. Le llamamos el Barça Academic World Cup. Îl numim Barça Academic World Cup. Que va más allá del fútbol. Și acest eveniment transcede puțin granițele fotbalului. Porque es una competición y nos gusta competir, eso sí. Pentru că la urma urmei este o competiție și nouă ne plac competițiile. Pero es una reunión de los jugadores de las academias de todo el mundo con los familiares. Dar mai mult decât atât, este un eveniment în care participă membrii tuturor academiilor din toate que celebramos en Barcelona, y que entonces pueden conocer también a jugadores del primer equipo y hay una interacción. Și în cadrul acestui eveniment veți putea cunoaște jucători de la echipa națională și alți jucători de talie internațională. Bueno, es en estos eventos en los que se ve, si me lo permitís, la grandeza del Barça.
în cadrul evenimentelor ca acesta se vede într-adevăr valoarea Barsei, un club catalan abierto al mundo, care este un club catalan deschis către lume, y que pensamos que con el fútbol și noi credem că prin fotbal podemos hacer un mundo mejor. Putem să facem lumea să fie mai bună. Por lo tanto, hoy podemos decir, prin urmare, astăzi putem spune que gracias a Rumanía, că datorită României, gracias a las personas que habéis hecho posible este evento, mulțumită persoanelor Barça care Academy în România, au făcut posibil acest eveniment, Academia Barça în România, y gracias a los colores del Barça, și datorită culorilor Barsei, Rumanía y el Barça, România și Barça, están todavía más juntos, más unidos. Sunt încă și mai aproape, mai unite. Mucho más. Visca el Barça, visca Rumanía y visca la Academia del Barça de Rumanía. Iată, președintele la porta îi oferă lui Florin Răducioiu un tricou. Pe ăsta Florin n-ai apucat să-l porți până acum. One for Marius. Okay, let's do now a final picture with all these children. Oh, we have another t-shirt. Avem un cadou frumos. But show them also the name that there is there.